fug să le iau pe baza, ajuns undeva prin Lisabona. Ah, și sunt foarte entuziasmată. Și că nu e voie să merg pe stradă fără mască. Aia e. Nu moare nimeni. Și că a uitat omul să-și aducă rampă, deci va trebui să-l aducem, să-l dăm jos cu mâinile. A ajuns! Uite, mașina de satul mare. Prințul, mi-a adus prințul, nu prințesa. Prințul, băiat, băiat. Da, băiat, e băiat. Ți-a pus în mașină să nu te coaie. Așa, vai, mulțumesc mult. Ți-a spălat-o acasă, că dezastru cu el. Vai, încă n-am baterie la motor, deci o să trag de el. Poftim? Să s-o dăm jos aici. Dar bagajele unde ți le pui? Bagajele o să le duc aici la... E un magazin unde am un prieten. Stai să nu faci ceva. Nu, du-te acum. Ai frâne? Ce este? Luiza, Luiza. Tu cât ești de ușoară? Bingo, Luiza, oh, super! Perfect! Ok. We made it. Ok. Ce să mai zic, că nu mai am o cuvinte. Am ajuns cu el. Totul e în regulă. Bagajele le-am pus aici, Moscou. E un pic întunerică. E o parcare subterană. Și acum aștept să vină o baterie, că am plecat fără baterie. O poveste lungă, nu contează. Și nu mai nimeni. Pot să dau masca jos. Am comandat și un cauciuc TKC 70, că e un pic mai mult asfalt pe aici, mai vedem. Deocamdată cam asta e. Nu știu dacă o să pot să plec acum în weekend, că e carantină între orașe. Dar mă dau pe Lisabona. E fain că nu e lume. E pustiu. Nu sunt turiști, deci e foarte fain. Sunt bine.